comunitate un pic mai deosebită față de cei care, de comunitatea de care am fost scoși de Dumnezeu, deci de unde ne-a scos Dumnezeu din lumea aceasta, plină de păcat, și ca în orice fel de lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o de la întemerea Pământului și până în ziua de astăzi, și noi cei prezenți în ziua de astăzi suntem martori ale lucrării lui Dumnezeu, care face pe acest cuvânt în dreptul nostru. Vreau să dau citire din Faptele Apostolilor, în versetul 7, capitolul 7, pardon, versetul 54 până la 60. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a chironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul, omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgnească și au scutat urechile și și-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a genunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și după aceste vorbe a adormit. Ca și creștini am fost chemați și noi mai dinainte de toate să fim martori la lui Hristos. Iar după cum bine știm, un martor trebuie să fie trăit ceva, să fi văzut ceva, să fi auzit ceva, un martor când este chemat să le pună mărturie. În Faptele Apostolilor, tot în Faptele Apostolilor, la capitolul 10, avem o dovadă clară ale acestei mărturii. Capitolul 10, 38 până la 42. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți, cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai înainte de Dumnezeu. Nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Mărturia noastră servește la proslăvirea numelui lui Iisus Hristos și totodată face să propășească credința în cuvântul lui Dumnezeu. Filipenii ne dau dovada clară și avem răspuns pentru orice întrebare. Filipeni 1, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 14. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem spune, depune mărturia noastră prin vorbirea noastră, care trebuie întotdeauna să fie plăcută și dreasă cu sare, cum spune și în Biblie, prin cântare sau prin rugăciune, și să avem o bucurie lăuntrică atunci când depunem această mărturie despre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Romanii, capitolul 10, ne dau din nou. Capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn
Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura ta se ajunge la mântuire. Faptele noastre trebuie să fie ele însuși o mărturie a realității adevărului că Dumnezeu ne-a salvat de sub puterea Întunericului și că ne-a mutat prin Fiul Său cel Sfânt în lumină. Sufletul nostru a fost scos cu mână puternică de Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 5, versetul 8 până la 11. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. La fel și umblarea noastră trebuie să fie demnă de Evanghelia lui Hristos, care este ghidul nostru, este dreptarul, cum am spus mai întâi, a faptelor noastre și a umblării noastre acum, să ne deosebim de umblarea celorlalți care cresc în rătăcirea minților și nu sunt călăuziți de lumina noastră, care o avem de Domnul nostru. Tot în Efeseni, capitolul 4, la versetul 22 până la 25. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie care ne dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună fiecare dintre voi să spună propriul său adevărul, pentru că suntem mânulare unii altora. Mărturia noastră are o semnătate veșnică prin vorbire, comportare și umblarea noastră sfințită. Dacă vom face aceste lucruri, vom avea parte de o răsplată bogată din partea lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 8 până la 12, ne arată acest lucru. Încolo toți să fiți cu aceeași gânduri, simțind cu toții iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Desigur să ne uităm căci și noi vom fi răsplătiți și judecați după umblarea, după lucrările și după vorbele noastre. În Matei, capitolul 10, Dumnezeu ne amintește prin cuvântul Său. Deci, 32 și 33. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Și credință pentru a putea mărturisi pe Dumnezeu fără rețineri. Amin. Ca stăpân și suveran iar Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, care prin jertfa Sa unică și sfântă ne-a dat viața veșnică și mântuirea. Slavă Domnului!